Pentru executarea unor lucrări de remediere a unei avarii la una din conductele principale de alimentare cu apă din Constanța, Secerașa s-a întrerupt miercuri furnizarea apei potabile în intervalul 10-16. Vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Vârful Cudor, Democrației, Comarnic, Fântânele, Șoseaua Mangaliei, Aurel Vlaicu. Abonații din perimetrul delimitat de străzile Șoseaua Mangaliei, Amurgului, Micșunelelor, Mugurului vor avea apă cu presiuni scăzute în intervalul menționat. Secerașa ESAJ cere scuze față de consumatorii afectați de aceste lucrări și îi asigură că echipele Raja vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametrii optimi într-un timp cât mai scurt. Totodată, reprezentanții Secerașa ESA roagă abonații afectați de aceste lucrări să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic pe perioada întreruperii furnizării apei.